Salut și bine ai venit la Banii Mișcare, emisiunea de înțelepciune financiară cu sfaturi pentru oameni și business-uri inteligente. După ce am văzut cum se face diferența dintre nevoie și dorință și câtă mașină îți permiți, în cele ce urmează discutăm despre cum să finanțezi cel mai bine achiziția unei mașini. În cazul în care cumperi mașina pe credit auto sau leasing, atunci rata lunară nu ar trebui să depășească 10% din veniturile lunare ale familiei. Încă o dată, nu te lua după creditul maxim pe care ți-l acordă banca. Nu așa stabilești câtă casă sau câtă mașină îți permiți. Nu intra în bancă să întrebi care este creditul maxim la care te încadrezi. Majoritatea băncilor îți vor oferi creditul maxim pentru nevoia punctuală adresată, dar în viață apar multe alte nevoi și situații neprevăzute. În orice caz, nu recomand să cumperi mașina pe credit. Din punct de vedere financiar, să cumperi cu dobândă un obiect care se ieftinește rapid, pur și simplu nu are logică. De aceea, încearcă să minimizezi componenta creditului atunci când îți cumperi o mașină. Cele mai bune practici recomandă ca maximum jumătate din prețul de achiziție al mașinii să fie finanțat pe credit, restul cu banii jos. Ca să înțelegi acest sfat, am simulat mai multe credite auto la diversi finanțatori, folosind calculatoare care se găsesc pe internet, inclusiv la brokerii de credite. Spre exemplu, pentru o mașină al cărei preț este de 15.000 de euro, am simulat un credit auto în valoare de 12.500 de euro, care este aferent pentru o perioadă de 5 ani și cu salariu lunar de 3.500 de lei, aproape de media la nivel național, și care nu are credite în derulare. Clientul nu are alte credite. Cel mai ieftin credit auto găsit în piață implică o rată lunară de circa 230 de euro și cea mai mare se duce la 250 de euro. Așa că, practic, suma rambursată cu dobândă variază între 13.800 de euro și 15.000 de euro, ceea ce înseamnă undeva între 10 și 20% mai mult decât suma contractată inițial. În schimb, peste 5 ani, prețul mediu al mașinii scade cu cel puțin 40-50%. În această perioadă, practic, ai luat un credit, cumperi pe finanțare și plătești în această perioadă dobândă. Prețul obiectului, mașina, în cazul nostru, scade în 5 ani și între timp rambursezi un credit cu 10-20% mai mult decât ai contractat inițial. De aceea, componenta finanțată prin credit auto trebuie să fie cât mai mică. În orice caz, să nu depășească jumătate din prețul mașinii. De asemenea, la un moment dat, în timpul vieții, este aproape sigur că vrei să îți schimbi mașina. Dacă tot timpul ai avut rate la mașina prezentă, probabil nu ai avut bani pentru economii. Astfel vei fi obligat să o iei de la capăt, să faci rate și să continui acest scenariu, să te limitezi mereu la o mașină și mai ieftină și mai ieftină luată pe credit. Ideal este să cumperi mașina cu banii jos, cash, fără credit. Această abordare comportă mai multe avantaje. În primul rând, după ce strângi cu greu câteva mii de euro, vei fi mult mai atent pe ce îi vei cheltui și vei dori maximum de calitate pentru banii tăi. De aceea o să ajungi la decizii mai raționale, mai puțin emoționale. Achiziția în rate sigur că face să pară efortul mai mic și de obicei te va împinge spre adăugarea de opționale sau customizări scumpe, care însă nu-și vor păstra valoarea în timp. Achiziția cash lasă efortul și riscul în spate, în timp ce creditul pune efortul și riscul în față, în viitor. Poate că luna asta îți permiți ușor rata mașinii, însă nimeni nu știe ce te așteaptă în următorii ani. Așa că economisirea sumei este în sine un exercițiu util care îți indică, de fapt, resursele pe care te poți baza realist pentru achiziția mașinii. Dacă în 3 ani abia ai strâns 1000 de euro, cum să te aștepți să plătești de acum încolo 300 de euro pe lună rată la bancă sau leasing? Nu în ultimul rând, o sumă cash este un argument puternic pentru o negociere mai eficientă cu vânzătorii și poți obține discounturi interesante sau alte beneficii. Deci, să nu uităm situația din jurul nostru. Avem cele mai multe mașini din cel mai poluat trafic din Europa. Cu toții respirăm același aer. De aceea, nu uita cele trei aspecte importante. Cumpără o mașină doar dacă ai cu adevărat nevoie, cumpără mașina pe care ți-o permiți
și cumpără mașina cu banii jos sau credit care să nu depășească jumătate din prețul acesteia. Iar pentru Alin, care ne întreabă pe adresa bimmarondigi24.ro câtă mașină să-și cumpere cu cei 5.000 de euro, am un sfat. Dacă nu ai neapărat nevoie, amână decizia. Investește în tine ca să fii mai competitiv, vei câștiga mai mulți bani cu care poți face investiții financiare mai mari, care o să producă și mai mulți bani și banii care muncesc pentru tine o să-ți plătească mașina din randamentul obținut. Acestea au fost cele mai importante informații despre achiziția unei mașini. Săptămâna viitoare revenim către antreprenori să analizăm noi idei de afaceri, unde și cum se fac banii în antreprenoriatul românesc. Până atunci, nu uita, banii sunt întotdeauna în mișcare, așa că fii înțelept și fă-i să lucreze pentru tine, familia și afacerea ta.